Lenovo este fără doar și poate unul dintre cei mai respectați producători de laptopuri și periferice din lume. Acesta a anunțat la CES 2019 cel mai nou mouse din portofoliu, care este construit pe baza feedback-ului primit de la utilizatori. Salut! Eu sunt Mădălin, iar acest video review este dedicat mouse-ului de gaming Lenovo Legion M500 RGB. Designul mouse-ului este unul compact, cu o formă ergonomică, sporind astfel confortul în utilizare. Construcția este realizată dintr-un plastic gri de bună calitate, ce mă duce cu gândul la mouse-ii altor producători. Cele două laterale ale mouse-ului sunt confecționate dintr-un material cauciucat texturat, fapt ce oferă utilizatorului o mai bună prindere. Forma curbată a lateralei stângi i-a permis producătorului Lenovo să poziționeze butoanele de back și forward ceva mai sus față de locul unde va sta degetul mare, reducând șansele unei apăsări accidentale a acestora. În partea superioară se găsește rotița scroll îmbrăcată într-un material cauciucat texturat, având trepte bine definite. Tot aici se află și cele două butoane pentru schimbarea DPI-ului, logo-ul Legion iluminat RGB, dar și butoanele click stânga și click dreapta, care beneficiază de switch-uri Omron, fiind concepute pentru a rezista la 50 de milioane de apăsări. Primul lucru care mi-a atras atenția când am întors mouse-ul a fost iluminarea RGB situată pe marginea zonei inferioare. Tot aici se găsesc și cele două piciorușe din teflon ce asigură o alunecare fină pe orice suprafață, dar și senzorul PMW3389 cu o rezoluție de 16.000 de DPI. Sub capacul din plastic situat în zona inferioară se află o greutate de 10 grame ce se detașează magnetic și vă oferă posibilitatea să schimbați greutatea efectivă a mouse-ului în funcție de titlul pe care îl jucați. Cablul USB al mouse-ului nu este detașabil, dar vine îmbrăcat într-un material textil pentru o mai bună durabilitate, adoptat din ce în ce mai mult de majoritatea producătorilor de periferice. Pentru a personaliza experiența de utilizare a mouse-ului, Lenovo ne pune la dispoziție software-ul care se numește simplu Legion. Prin intermediul acestuia se pot crea macrouri, se pot programa cele 7 butoane cu diferite funcții și opțiuni, se pot personaliza cele 3 zone iluminate RGB sau se pot schimba valorile DPI-ului și ale polling rate-ului. Mouse-ul dispune și de o memorie internă pe care se pot stoca până la 3 profiluri de utilizator, putând fi folosite ulterior și la un alt PC. În concluzie, Lenovo Legion M500 RGB este un mouse ce se adresează atât începătorilor, dar și entuziaștilor în materie de gaming. Acesta s-a descurcat cu brio în toate jocurile testate de noi, iar forma sa ergonomică îl face să se simtă ușor, chiar și cu greutatea de 10 grame atașată. Punând în balanță performanța, calitatea construcției, dar și prețul acestui mouse, pot spune că avem în față un best buy al momentului. Aici punem punct video prezentării dedicate mouse-ului de gaming Lenovo Legion M500 RGB, produs ce poate fi achiziționat de pe site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.